stâncile au luat-o la vale pe drumul județean 714A, în urma unei alunecări de teren. Tronsonul de drum duce către taberele școlare din munte, dar și la cariera Lespezi. Conducta de gaze care alimentează taberele și cariera a fost ruptă, la fel și banda transportoare de calcar a fabricii de ciment de la Fieni. Aceasta a fost afectată pe o suprafață mai mare de 50 de metri. Nu e gravă, pentru societate privată nu e gravă. E o situație care într-o lună se poate rezolva pentru fabrică. Și costurile? E greu de estimat așa. O pagubă destul de mare. E o pagubă destul de mare. Bine că nu s-au întâmplat și nu au fost victime omenești, bine că n-a fost nimeni pe drum, bine că nu s-a funcționat cu fabrica. Deci asta e cel mai important. Producția era oprită, nu a afectat deloc. Foarte grav. Întâi să asigurăm zona, să eliminăm pericolele din amont și apoi la refacerea structurii. Estacadelor de bancă. E nevoie de detonare pentru... Nevoie de multe. Nici conductele de apă din zonă nu au rezistat sub greutatea stâncilor de sute de tone. Conducta de apă plată a fost ruptă, la fel și conducta de apă potabilă de la Rătei, care alimentează mai multe localități din aval. Conducta de apă e afectată, e ruptă pe o porțiune de aproape 20 de metri, afectează câteva localități în aval, dar conducta vine, alimentează bazinele Gâlma de la Rătei, de la peștera Rătei. Și sunt afectate aproximativ 500 de proprietăți din Moroien, 200 în Pietrușița și 100 în Dealul Mare. Cam 800 de gospodării. Da, 3 localități. Reprezentanții companiei de apă spun că în zonă mai era o conductă nouă de apă potabilă, dar nu era dată în folosință. Aceasta putea fi rezerva, pentru ca oamenii din Moroien, Pietrușița și Dealul Mare să nu rămână fără apă, însă a fost ruptă sub greutatea stâncilor. Zona a fost izolată și urmează ca o echipă de geologi să verifice dacă există riscul ca alte stânci să se desprindă de pe versanți. Este blocată calea de acces către cariera Lespe și cele două tabere, Cerbul și Vânătorul. Probleme deosebite nu sunt la momentul ăsta pentru că nu există personal nici în tabere, cu excepția personalului care se află de serviciu în cariera Lespez, dar poate fi transportat până la începutul alunecării și preluat cu alte mașini să se schimbe. Prudență, monitorizare zonă, se va păzi zona respectivă. Pentru situația creată se face vinovat gestionarul drumului, care nu a mai efectuat lucrări de consolidare de foarte mult timp. Drumul județean 714A a fost preluat de Consiliul Județean Dâmbovița în urmă cu 3 ani. Stâncile prezintă fisuri vizibile și este foarte posibil ca astfel de situații să se repete.